cum am spus, cu bocaj de gluie, cu forța în conștiința oamenilor, și asta se face prin meditațiile acestea, dracu, intră cu forța în conștiința omului, la care Părintele Paisie odată îi spune, zice, îmi dai voie să intru un pic în conștiința ta? Și fratele zice, da, Părinte. Și el efectiv simțea ca și cum cineva foarte delicat și foarte ușor îi răspălește prin conștiință și aduce aminte de unele păcate. Duhovnicul, asta înseamnă delicatețe. Niciodată nu-ți descoperă ceea ce nu vrei. Și la fel, în fața Părintelui Porfirie, de curând canonizat, niște ucenici îi spuneau, Părinte, ne este frică să stăm în fața ta, pentru că citește noi ca într-o carte. La care Părintele Porfirie zice, nu, dragul meu, eu nu pot să văd în tine decât ceea ce îmi descoperă Dumnezeu. Și să știți, pentru că Dumnezeu ne iubește, dacă vede că ceva nu suntem pregătiți să spunem, nu suntem pregătiți să ne asumăm, Dumnezeu nu lasă nici măcar pe duhovnicul acela înainte văzător să ne spună. În momentul am întâlnit și duhovnici de felul acesta care au spus așa, franc, mă, dar vezi că ai cu tare lucru. Unii s-au îndreptat, dar alții s-au zmintit. Nu s-au mai zis, nu mă mai duc la părintele ăsta. Mi-e frică de el. Părintele Paisie Olaru era un duhovnic al iubire, dar nouă eram copii, când mergeam în Sestria, când treceam prin fața ușii lui, aveam emoții, și simplu, era un tremur sfânt fața unei persoane, la fel și fața părintului Eupa. Părintele Paisie a putut tot deosebit, în sensul că de multe ori în spovedanie, unii nu plângeau, nu aveau nicio durere sau nicio căință. Dânsul plângea pentru păcatele tale, astfel încât cădea la pinele de cahil. A dat seama ce profunzime și ce iubiție dumnezeiască sfântă avea. Știa și gravitatea de a plânge la faptul că plângea pentru tine, așa convertit mii de oameni. În perioada dacă mergeam eu acolo, cred că avea 500.000 de români care se spovedea la dânsul. Avea o frază în spovedanie și e foarte utilă și astăzi. O recomand. Nu fiți ațe încălcite. Cum vedeți? Ațe încălcite. Adică referitor la penitentul sau penitenta care se spovedea, dânsul dădea acest sfat. Nu fiți ațe încălcite. Mă gândesc că am văzut de multe ori cum oamenii, noi avem o altă expresie care spune cam același lucru, să despiși firul în 14 din 16. Cam așa și noi de multe ori, când primim un cuvânt de la duhovnic, încercăm să despicăm, să dar ce o să zică, dar cum o să zică, și nu putem să luăm cuvântul ca atare, cum l-a spus. De asemenea și relația dintre noi, dintre persoane, dintre fie că suntem, să zicem, soț și soție, fie că suntem frați la mănăstire sau la servici, spui ceva foarte clar. Și vezi că celălalt a înțeles cu totul altceva. A încălcit fațele în mintea lui. A încălcit cuvintele în mintea lui. Și asta pentru faptul că nu suntem destul de atenți. Nu avem trezvie, cum spun Sfinții Părinți. Trezvia înseamnă o atenție și este lucrul care ne rugăm ca să fie, după Sfânta, după prefacerea Sfântelor tale, ne rugăm ca, pentru ca să fie ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului. Asta ne lipsește foarte mult, o atenție. Și când suntem față-față cu colegii, cu părinții, cu dascălii, dar și când suntem față-față cu duhovnicul. Și de multe ori greșim pentru că încălcim lucrurile în mintea noastră. Încălcim vorbele părintelui, le interpretăm cu totul altfel. Mintea noastră, în loc să fie acolo la spovedanie, mintea noastră este cu totul în altă parte. Și asta pentru că mă gândesc acum că Părintele Paisie plângea și pentru păcatele, și pentru păcatele pe care cel care se spovedea nu putea să le plângă, fiindcă, până la urmă, nu poți să plângi ceva care nu te doare. Și, bineînțeles, pentru că spovedarea noastră nu este făcută cu durere, nici nu ne spovedim.
spovedim formal. Și aceasta este o mare racină, o mare durere a noastră, să zicem, a poporului nostru, dar de multe ori, pentru noi, ca duhovnici, plângem, să zicem, cum a plâns și Hristos, spunând Ierusalime, Ierusalime, de câte ori n-am vrut să adun cum adună cloșca cu ei și cum ai vrut. Și de multe ori duhovnicul vrea să ne adune, vrea să ne adune în sine, vrea să ne facă să fim mai conștienți. Și noi nu vrem. Noi de multe ori, cum am spus, încălcim lucrurile și tratăm viața duhovnicească, tratăm sufletul nostru, tratăm spovedania, tratăm împărtășania ca pe simple obiceiuri care trebuie să le facem la niște soroace. Și în felul acesta, încălcind și amestecând lucrurile, rămânem încălciți și greu ne poate descurge cineva din gândurile astea. Părintele Cleop a fost foarte popular. Odată s-a întâmplat ceva foarte deosebit, mai rar în lumea creștină. L-a căutat pe Patriarhul Ecumenic Bartolomeu pe Constantinopol și Patriarhul i-a solicitat o binecuvântare. În momentul în care Părintele Cleop a spus Preasfânta Treime și Maica Domnului să fie cu Patriarhul Ecumenic, acestuia a luat și a sărutat mâna Părintului Cleop. Puteți comenta această atitudine? Ce să comentez? Decât eu văd în asta recunoașterea Harului lui Dumnezeu care vorbea prin Părintele, Dumnezeu care vorbea prin Părintele, dar puterea, aceasta este Harul lui Dumnezeu, energia ce ne creată, puterea lui Dumnezeu care se lășuiește într-un om. Mă gândeam înainte când pomeneați că cu frică trecem prin fața ușii sau chiliei unui om, ca detalia Părintelui Arsenie sau Părintele Paisie, nu se poate să nu te apuce tremurul și frica. De ce? Fiindcă intre în focul lui Dumnezeu. Când mi-aduc aminte că și mie mi-a spus odată cineva, mi-a spus că mi-e frică să mă fac pe lucră. Și a spus, zice, e normal să-ți fie frică, pentru că te apropii de focul lui Dumnezeu. E, această frică o trăim și când ne împărtășim. Și atunci, gândiți-vă dumneavoastră, Patriarhul Ecumenic vine la un om care, cum a spus, a fost 15 ani cioban și cere binecuvântare. Vedeți, Părintele Cleopa foarte firesc, nu știți că cum, că nu se poate, că nu vreau să vă dau, cum să vă dau, nu se cuvine să... Da, s-au mai întâlnit situații. Și probabil că Părintele Cleopa ar fi spus că prea fericirea voastră nu se, sau sacritatea voastră nu se cuvine să dau eu binecuvântare. Da, așa cum Sfânta Maria Egipteanca a binecuvântat preotul, Părintele Cleopa și el nu a zis eu te binecuvintez, eu Marele Cleopa. Nu, prea Sfânta Treime și Maica Domnului. Bineînțeles că în momentul acela când te smerești total, spunând că Dumnezeu este Cel care binecuvintează, așa își pare Dumnezeu. Patriarhul, un om și el, om al lui Dumnezeu, om care simte Harul lui Dumnezeu, simte puterea lui Dumnezeu, bineînțeles că s-a plecat imediat, automat, caz. Am văzut o imagine odată că s-au întâlnit doi duhovnici mari. Și ce s-a întâmplat? Au căzut amândoi, instantaneu, ziceai că au fost loviți de trăză. Amândoi au căzut la pământ. Și așteptau binecuvântarea de la celălalt. Și s-au ridicat și s-au binecuvântat unul pe altul. Eu sunt sigur că și nu numai Părintele Cleopa cu această rugăciune l-a binecuvântat pe Patriarh, dar sunt și sigur că n-a plecat Patriarhul de acolo până cum nu i-a spus Părintele Cleopa și el o binecuvântare. Părintele Arsenie Poca a dat sfaturi deosebite. Vorbea puțin, dacă nu vorbea, era o parcă citire din Biblie. Spunea, cine vede că își micșorează crucea mai mult își adaugă la ea mărime. Cum vedeți această afirmație, această scolie
a vieții de zi cu zi a creștinului. Noi vedem că omul în general caută să fugă de cruce. Omul caută să se prevaleze, adică să fugă de responsabilitatea crucii, neînțelegând că numai prin cruce putem ajunge la înviere. Nu se poate să ai bucuria învierii fără să treci prin cruce. Și vedeți, noi fugim de cruce și vrem să o micșorăm pentru că pentru noi crucea înseamnă necaz, e durere. În momentul în care percep durerea, boala, moartea, ca pe niște dușmani, vei fi în tot timpul în luptă cu acești dușmani. În momentul în care vei percepe boala, moartea, ca pe niște prieteni, în momentul acela s-a terminat războiul. Și, în urmă, crucea. Crucea nu este altceva decât, așa cum frumos spunea cineva, este dragostea adusă până la cap. Asta este crucea. Este dragostea adusă până la cap. Pentru că dragostea sau capacitatea de iubire a cuiva se măsoară în capacitatea de jertfă. Cu cât iubești mai mult, cu atât te jertfești mai mult. De aceea vedem oameni care, așa tot o vorba Părintele Arsenie, care spunea ce de pe cruce, nu te dai jos singur, de pe cruce te dau jos alții. Așa cum și pe Hristos l-au dat alții jos de pe cruce, după ce și-a împlinit menirea. Și zilele trecute am auzit o vorbă foarte frumoasă, cu referire la escaladare, au plecat patru tineri români, au plecat să escaladeze un vârf din Himalaya și conducătorul grupului spunea, zice, a atinge vârful nu înseamnă victoria. Victoria este când te întorci la bază, când de multe ori coborârea este mult mai periculoasă. Așa și crucea. Crucea este numai jumătatea drumului nostru. Cine caută să-și micșoreze crucea, acolo rămâne, se întoarce din drum. Noi trebuie să ne coborăm împreună cu Hristos până în străfundurile pământului, să murim cu Hristos, ca să înviem cu Hristos. Numai așa putem să strigăm cu bucurie. Pe mine mă doare de multe ori, nu știu cum este aici la Arad, dar văd de multe ori la sărbătorile, la sărbătoarea învierii, când preotul iasă cu lumânarea și strigă Hristos a înviat, răspund cântăreții și câțiva oameni. Ar trebui să fie un strigăt de bucurie. Gândiți-vă că sunt acolo mii de oameni adunați. Ar trebui ca la zilele Erihonului să cadă tot. Când strigă într-un cor din 15.000 de glasuri de pietru să auzi Hristos a înviat. Astăzi un pruncuț de 3 ani m-a reclamat Maica Stareță că după ce am făcut parastasul, noi cântăm de 2 ori veșnica pomenire și a 3-a oară cântăm Hristos a înviat din morți. Și după ce am cântat Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând, copilașul acesta de 3 ani se duce la Maica Stareță și zice, Maică, zice, dar să știi că părintele nu a spus și adevărat a înviat. Și a zis, măi Elie, asta o să o spunem peste 2 săptămâni. Cu toții știți, și cu aceasta închei, cu toții știți povestea aceea, este o poezie, de fapt, un om care a vrut să-și scurteze crucea și a avut un vis care se făcea că își ducea crucea în spate. E o poezie, făcută, cred că, de ori de Vasile Militar, ori de Traian Dorj, nu mai țin minte exact. Și merge cu crucea grea în spate și nu mai putea și se ruga, Doamne, mai ușurează în crucea. Și la un moment dat, taie o bucătică din cruce. Și acum se părea foarte ușoară și a purta cu ea pe deal. El la un moment dat ajunge, se vede în față cetatea cea luminoasă, dar înainte să ajungă la cetate era un șanț, să zicem, o prăpastie. Și nu știam cum să o treacă, că nu era punte acolo. Și au văzut că toți cei care erau din urmă, plini de sudor, plini de greutăți cu crucea în spate, își puneau crucea ca și șanț. Și fiecare prin locul unde trebuia să treacă, crucea s-a transformat într-un pod. Și când a vrut să-și pună și el crucea,
era mai scurtă exact cu cât tăiasă din ea. Și atunci s-a trezit speriat de vie și a zis, Doamne, îți mulțumesc, nu o să tai niciodată din crucea mea. Părintele Teofil Părăia avea o vorbă, dacă Dumnezeu nu e primul în viața ta, nu are niciun loc. Nu are niciun loc dacă nu e primul. Asta este, să zicem așa, o parafrazare a ceea ce spune Hristos, că dacă cine iubește pe mamă sau pe tată, casă, copii, averi, pământul, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. În sensul în care nu pot să urmez liber pe Hristos. Toate grijile acestea și toate relațiile, să zicem, umane care le avem în jurul nostru, fie cu părinți, cu copii, cu rude apropiate, cu prieteni, servicii bune sau posesiuni pe care le avem fiecare, de multe ori am comparat ca și o coardă așa groasă de elastic. Și vrei să pleci cu având către Hristos și mergi și mergi și se întinde elastic, și după aceea te trage înapoi. Cu cât ai câte o bucățică, cu cât ai câte un fir de ăsta de elastic, cu atât ești mai liber, cu atât poți să înaintezi mai mult. Până când, și dacă ai chiar numai unul singur, și ăla te poate trage înapoi. De aceea, cumva, libertatea totală este numai când Dumnezeu este pe primul loc în viața ta. Și normal că atunci când Dumnezeu ocupă primul loc în viața ta, celelalte vor veni de la sine. Dumnezeu ne... Și ce înseamnă să fie Dumnezeu pe primul loc în viața ta? Este să nu-ți dorești nici mai mult, nici mai puțin decât mântuirea. Doamne, eu vreau să mă mântuiesc. Restul, cum? Cu familie, în mănăstire, pe drumul ăsta, asta e treaba ta. Dar eu vreau să mă mântuiesc. Și atunci, dacă ăsta este gândul cel mai puternic care îți coordonează